Mandatul lui Adrian Danielescu, managerul Spitalului Municipal Râmnicu-Sărat în fruntea unității medicale, a fost prelungit de la 3 la 4 ani de către Consiliul Local Municipal. Consilierii din Râmnicu-Sărat s-au arătat mulțumiți de activitatea de până acum a managerului. Perioada în care managerul spitalului putea să aibă contract de manager era de la 3 până la 4 ani. Deci nu se încalcă nicio regulă și, într-adevăr, domnul manager este omul care se ocupă de investiții și chiar este interesat de tot bunul mers al spitalului. Consilierii locali din Râmnicu-Sărat spun că au decis prelungirea mandatului lui Adrian Danielescu datorită proiectelor aflate în derulare și a investițiilor care urmează să se efectueze în cadrul Spitalului Municipal. Având în vedere faptul că legea permite prelungirea acestui contract și date fiind și investițiile care urmează să se efectua, toate proiectele care sunt în derulare la Spitalul Râmnicu-Sărat, am apreciat că ar fi oportună prelungirea contractului managerului cu încă un an. Acesta a fost motivul inițierii acestui proiect. Consilierii PNL solicită administrației din Râmnicu-Sărat să identifice soluții pentru a realiza în curtea spitalului o pasarelă care să facă legătura între noua și vechea clădire.